Primăria Suceava a înregistrat 3 oferte în cadrul licitației pentru contractarea unui credit cu care se va realiza viitoarea zonă de agrement a municipiului. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că toate cele 3 unități bancare s-au calificat pentru acordarea împrumutului. O comisie de licitație urmează să stabilească oferta câștigătoare. În anul 2010, Consiliul Local Suceava a aprobat o investiție de 10,8 milioane de lei pentru amenajarea viitoarei zone de agrement. Amplasamentul este prevăzut a avea spații verzi, locuri de joacă pentru copii și alei pietonale, platforme de tip anfiteatru, precum și construcții cu destinația de cazare, servicii de alimentație publică și manifestări culturale. Un loc aparte este rezervat unui lac ambiental, dar și lacului de agrement pentru embarcațiuni ușoare de tipul bărcilor sau hidrobicicletelor. Zona de sport și servicii era proiectată cu terase, spații comerciale și de alimentație publică, terenuri de basket, minigolf și tenis cu gradenele aferente. De asemenea, potrivit proiectului inițial, din peisaj nu trebuie să lipsească cabinetul medical și grupurile sanitare. În august 2014, primăria a anunțat că din cauza crizei economice, proiectul de realizare a zonei de agrement 3 Iazuri, situată pe strada Brădetului, lângă casa de oaspeți, în spatele fostei uzine electrice, nu mai poate fi materializat cu fonduri guvernamentale. În acest context, la începutul anului, primăria a decis să realizeze obiectivul cu ajutorul unui credit. Toate cele 3 bănci au fost calificate, au întâlnit condiții de calificare în etapa 1, au fost admise în etapa 2 și sperăm ca în cea mai scurtă perioadă de timp să finalizăm cu câștigător, să putem merge mai departe cu licitația propriu-zisă acest obiectiv așteptat de suceveni. Discutăm aici de zona de agrement de pe Tătăraș. Primarul Lungu a mai arătat că acest împrumut va crește gradul de îndatorare a primăriei de la 14% la 15%.